certificatul e aici negativ. Domnul Costache de la Sănătate, de la Polisanu, de la Polisanu, Polisanu. Costache Polisanu, așa se numește. Este negativ, din câte îmi spun colegii. Vreau să vă mai spun că Statele Unite a anunțat că rata deceselor a început să crească de la 3,4 la 3,79. Important este că rata deceselor crește foarte mult în zonele de focar, în Italia și pe Spania, din câte am văzut. Și o să vorbim și de situația de la frontieră imediat, pentru că vreau să vă arăt niște date proaspete. Scoate-mi-l pe Orban și pe Costache, că n-au nimic. Haideți să vă arăt câteva date pe care le-am astăzi, le-am de astăzi. Dă-mi și mie aici cartonul Teddy în spate, că nu văd. Din 26 ianuarie 2020 până în prezent au intrat din China prin punctele de frontieră ale României 2679 de persoane. Din 22 februarie, vedeți că monitorizările României, deci este un mic haos, ca să nu zic mai mult. Din 22 ianuarie, după aia mai fac o monitorizare, din 22 februarie au intrat din zonele de risc. Aici avem o problemă, ce înseamnă zone de risc. Acum e toată Europa zonă de risc. Zonele roșii, 64.315 persoane, dintre care români, deci oameni care au cetățenia română, 53.709. Din 25 februarie până în prezent au intrat în România 44.881 de persoane. Avem datele, 38.000 sunt veniți, sunt români, iar italieni, oameni cu cetățenie italiană, 3.866. Traficul, din câte am înțeles, s-a redus. Și asta vă spun și de ce. Nu este niciun mare șmecherie pe care a făcut-o România. Problema e că au închis granițele celelalte state. Și ea nu mai poate nici să intre, nici să iasă. S-a redus de la 140.000 de oameni pe zi, intrat-ieșit, la 100.000, a 100.000, scăderea e cu 30%, și din câte știu am scris și datele pe ziua de astăzi. O să intrăm în direct și cu poliția de frontieră. Astăzi, 30 martie, prin toate punctele de frontieră ale României au tranzitat aproape 100.000 de oameni, 50.000 au intrat, 48.000 au ieșit, da? 50.559 și 48.919. O să-mi spună colegul meu producător dacă o avem pe doamna Găvan. O avem în direct pe doamna Găvan de la Poliția de Frontieră. Bună seara, doamnă! Bună seara! Aș vrea să-mi spuneți ce date aveți la ora aceasta, ora 22. În acest moment, pe sensul de intrare în țară, nu avem timp ridicații de așteptare în niciun punct de frontieră. Așa. În continuare, polițiștii de frontieră, împreună cu colegii noștri de la DSP, se află în punctele de frontieră, fac acele măsuri specifice pentru a se asigura că toți cetățenii care trec prin punctele de frontieră stau de vorbă și se iau măsurile cuvenite cu privire la ei. Și în continuare suntem în toate punctele de frontieră. Doamna polițist, pot să vă spun polițist, da? Vreau să vă întreb, la punctele de frontieră, de ce nu faceți test drive-uri? Test drive-uri? Test drive, la ce anume vă referiți, ca să înțeleg dacă poliția de frontieră are o competență la chestiunea la care dumneavoastră vă referiți? Adică vine omul, intră omul cu mașinuța sau iese omul cu mașinuța și acolo un doctoraș care îi face un test. E ca la, ca să înțeleagă oamenii, nu fac reclamă la McDonald's, e ca la McDonald's. Adică te duci, iei Mac-ul. Îți dă la, vine, hai să mai arătăm ca să înțeleagă, nu știu, test rapid, un test rapid, vine doctorașul, nu te dai din jos din mașină, nu faci nimic, pur și simplu sunt niște centre mobile în zone, am văzut că asta a fost discuția în emisiune și cu domnul Bădulescu care a plecat, care nu înțelegea ce înseamnă
înseamnă test drive. Vine doctorul și în zone de astea complicate, vine și îți face testul. Nici măcar un doctor, un asistent. Am înțeles la ce vă referiți dumneavoastră. E o chestie foarte simplă. De vedere al poliției de frontieră, al polițiștilor de frontieră, competența noastră este aceea de a verifica efectiv documentele de călătorie, iar după aceea de a acorda sprijin colegilor de la DSP în vederea completării acelor formulare. Pe partea medicală, pe partea de aparatură medicală, poliția de frontieră nu are competență. Păi da, acum dumneavoastră sunteți purtător de cuvânt, n-am nimic cu dumneavoastră și cu domnul Buda, dar aici trebuie o conlucrare. Adică de asta avem un comitet de urgență să conlucreze sănătatea cu frontiera și să facă... Da, să... la DSP-ul cu Ministerul Sănătății trebuiau să facă asta. Sau DSP-ul sau cine o fi. Să facă aceste teste rapide, eventual poliția de frontieră să-i ajute în gestiune. Acestor teste rapide. Vreau să vă opresc puțin. Avem o informare de la Guvernul României. Premierul Ludovic Orban a fost testat în cursul zilei pentru nou coronavirus COVID-19, iar rezultatul este negativ, au scris cu majuscule. De asemenea, miniștrii au fost testați prin la Parlament și au rezultate negative. Bun, doamna purtător de cuvânt, aș vrea să vă întreb dacă vine... Văd că aici am și datele și din Italia și pe China, deși zona acum e, focarul e pe toată Europa, și Franța, și Germania, și Spania. El completează un formular. Oamenii în țara asta și peste tot în lume sunt cam mincinoși, așa. Poate să nu dea cifrele, datele exacte, adică poate să spună că vină de nu știu unde. Răspunde penal, din câte știu, da? Pe acel formular. În primul rând, haideți să o luăm gradual la întrebările dumneavoastră. Atunci când se prezintă în punctele de frontieră, în primul rând, polițistul de frontieră este cel care are să-i spune un scurt interviu cu persoana respectivă. Îl întreabă despre ruta pe care a urmat-o, este atent și la anumite indicii pe care persoana, autovehiculul sau alte documente îi le poate oferi. Iar după aceea, persoana respectivă merge și la un interviu cu reprezentanții de la DSP. Bineînțeles că dacă se constată faptul că persoana respectivă a mințit sau nu a declarat niște date reale sau nu a oferit date corecte în ceea ce a spus, da, există posibilitatea ca cei de la DSP să sancționeze persoana respectivă contravențional și, într-adevăr, există și posibilitatea ca polițiștii să fie la poliția naturală. Cât e amenda? Amenda, partea referitoare la amenzi, contravenții, dosare penale, este de competența DSP-ului, respectiv a colegilor de la Poliția Națională. Am înțeles. Când audă DSP, mă apucă de prim, total. Ce imagini sunt astea, poate îmi spui, Teddy? L-ai avut în vamă. Nu, vreau să mai întreb. Dacă vine unul cu temperatură și curg de toate... și se simte rău. Dar el scrie acolo că se simte bine. Adică poliția de frontieră, că de asta vorbesc. Eu nu vorbesc degeaba, că francezii și nemții și toți oamenii de pe lumea asta poate fac lucrurile astea pentru că vor să meargă mai bine, nu mai rău. Adică dacă vin ăștia deja bolnavi, nu aveți competențe poliția de frontieră, nu? Nu avem competență pe ceea ce înseamnă sectorul medical, dar dacă un polițist de frontieră stă de vorbă cu un participant la trafic și vede că starea lui de sănătate este una care vizibil nu este în regulă, cu siguranță că dacă nu este în zonă, reprezentantul DSP îl va chema și va stabili dacă nu sunt niște simptome care corespund COVID-19 sau dacă sunt simptome specifice altei boli. Și cu siguranță se vor lua niște măsuri. Nu o să-l lase pe participantul la trafic dacă vede că uneori ați văzut că nici, știu ce spuneți, dar uneori nici ați văzut că și domnul Chițac avea temperatură de pe 9. Adică uneori nici nu e vizibil. Deci ca să ai o temperatură de 37,5, că de acolo începe, uneori nu e vizibil. Adică uneori nu... Asta vă spun, e foarte complicată situația. Cu siguranță că sunt și cazuri unde aceste aspecte nu sunt vizibile. Tocmai pentru aceea, în punctele de frontieră, sunt specialiști, sunt doctori, sunt asistenți care cunosc mai bine problematica. Câți desepiști aveți să știa de la punctele de frontieră? Mai repetați întrebarea, vă rog. Câți oameni de la DSP aveți în punctele de frontieră? Aici trebuie să întrebați la colegii de la DSP, dar în majoritatea punctelor de frontieră sunt 1, 2, 3 reprezentanți de la DSP.
Sunt puțin. Am o întrebare pentru dumneavoastră, doamna Găvan. Iulian Bulai, sunt de la USR. Întrebarea mea este, aseară, dacă nu mă înșel, am citit că aveați intenționat să închideți mai multe puncte de frontieră din țară. Înțeleg că acest lucru nu s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu această decizie? S-au închis deja, s-a închisat de fapt temporar traficul prin 7 puncte de frontieră de la granița comună cu Serbia, rămânând deschise alte 3 puncte mari, iar referitor la celelalte puncte care au fost anunțate cu o seară înainte în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, măsura urmează să fie pusă în aplicare, pentru că este o măsură care trebuie comunicată și statelor vecine. Pentru că în majoritatea punctelor de frontieră, cum este în special cazul celor de pe vest și de pe sud, controlul se face în comun cu autoritățile din statul vecin și atunci trebuie o notificare, iar măsura trebuie luată de comun acord. E adevărat, dar acolo statele vecine, Ungaria, de exemplu, chiar ea și-a închis granițele. Eu vreau să vă arăt niște... Polonia, Bulgaria, exact. Slovenia, avem graniță cu Serbia, cu 2-3 puncte. Noi suntem ultimii după planeta asta, adică nu știu cum să scăpăm. 29 de puncte de frontieră le am, frontiera cu Ungaria, frontiera cu Ucraina, frontiera cu Bulgaria, frontiera cu Republica Moldova, mulțumesc că mi l-ai dat în spate, frontiera cu Serbia, 10 puncte deschise traficului ocazional cu program limitat, cei care vor să vină din diasporeza nu mai prea mai puteți veni. Înțeleg că trebuie o hotărâre de guvern care să închidă aceste puncte. E adevărat, doamna polițist? Într-adevăr, trebuie să și o hotărâre de guvern care să prevadă acest lucru, iar ulterior trebuie să notificate statele vecine. Și n-avem guvern. Da. Aici nu vă pot răspunde eu. Stimată doamnă, în primul rând respect pentru meseria pe care o aveți și pentru ce faceți în aceste zile. Îmi dau seama că e greu. O întrebare. S-a discutat cumva prin cercuri pe la dumneavoastră, pe la serviciu, de închiderea granițelor aeriene? Dacă se va lua o decizie în acest sens, cu siguranță poliția de frontieră o va comunica în timp util. Până la acest moment nu am o astfel de informație. E în regulă, mulțumesc. Și aș mai avea și eu o întrebare. Puteți să ne spuneți cu exactitate de la ce dată a început triajul persoanelor care veneau din țările, din zonele cu pericol? De când ați început efectiv să triați aceste persoane? Adică să le luați declarații, cele care trebuiau carantinate să fie trimise către carantină? Situația este puțin defalcată. Din data de 26 ianuarie s-a început monitorizarea persoanelor care au venit sau care au tranzitat China. După aceea, când COVID-19 s-a extins și în statele din Uniunea Europeană, din data de 23 a 2-a s-a început monitorizarea persoanelor care veneau și din statele afectate din Uniunea Europeană, iar din data de 25 februarie s-a trecut efectiv și la monitorizarea persoanelor care au trecut sau care au venit din Italia. Și când spuneți monitorizare, la ce vă referiți mai exact? S-a ținut o evidență a acestor persoane, iar ele când au venit în punctul de frontieră, în funcție de zona din care veneau, discutam de acele zone roșii sau galbene, au fost date în linia a doua la colegii de la DSP, care au luat măsura necesară, respectiv carantina sau autoizolarea. Doamna DSP-ul, spuneți noastră că are acum o evidență om cu om la tot ce a intrat în România din ianuarie. Din 26 ianuarie. Da, 26 ianuarie. Pentru cetățenii chinezi, 23 a doua pentru ceilalți, 25 a da, doua. Da, e o problemă asta, doamna. Poate spunem și colegilor dumneavoastră, e o problemă. Adică virusul ăsta i-a început pe 1 decembrie. OMS-ul a fost anunțat pe 31 decembrie. În 31 decembrie 2019 de Revelion, China a explodat. Noi am făcut monitorizarea, am început monitorizarea la o lună? 26 ianuarie. Ceea ce vă pot spune eu este că poliția de frontieră a luat măsurile în funcție de acele zone care au fost transmise de către poliții de la institut. Am înțeles. Nu, și mai am o scurtă întrebare. Înțelegeți, doamnă, că avem un delay-uri? Mi-am dat seama, dar înțeleg și faptul că dânsii ca și atribuții au doar... Doamna, n-a oprit și n-a verificat exact cetățenii care intră români sau străini. Da, mai am o scurtă întrebare și...
chiar vă rog ca la sfârșit să răspundeți cu da. Pentru că e foarte important să transmitem un mesaj tuturor celor care, așa cum spunea cineva în studio, încearcă să fenteze oarecum această restricție de intrare în carantină sau, mă rog, un control amănunțit la vamă. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă aveți o situație în special pentru zborurile aeriene, da? Dacă aveți o situație cu cei care încearcă să schimbe, dacă doriți, aeroportul final, destinația finală, să spunem Otopeni, și trec prin alte aeroporturi, nu știu, Istanbul, București și așa mai departe. Doamne, poate să vină și să... Punu Porumbelul. Doamne, pe unde? Știți, știu, că se practică. Da, uitați-vă ce au făcut și alții. Și vreau să știu dacă au o evidență în colaborare cu celelalte servicii, că sunt unii cu multe stele pe umăr și ar trebui să aibă o evidență și să le spună aia, vă vedeți că ăsta a plecat de acolo, s-a dus acolo și a aterizat la Otopeni. Și n-a venit din zona roșie, da? Spuneți-mi da, doamnă. Ce vă pot spune eu este că referitor la zona de aeroporturi. Atunci când există informații că vin zboruri cu escală, adică vorbim despre plecarea dintr-o zonă roșie sau galbenă, tranzitarea unei alte țări care nu este în această zonă și venirea direct pe aeroport, colegii mei bagă aceste curse pe partea de ceartele și există această evidență. Bineînțeles că există și informații pe care noi le avem de la companiile de zbor, există și informații pe care noi le avem de la autoritățile de frontieră din celelalte state cu care colaborăm. Orice de informație pe care o avem, noi exploatăm atunci când cetățeanul respectiv ajunge la frontieră. Da, ar fi bine să uitați de zonele astea, că acum toată Europa e o zonă, deci nu mai contează pur și simplu de unde vin, pentru că toată majoritatea statelor europene, Austria a anunțat în această seară că... O întrebare pentru Doamne. Să dau și eu niște știri, că avem 16 miniștri, doamnelor și domnilor, care au primit rezultate negative. Lipsesc domnul Predoiu de la Justiție, domnul Aurescu de la Externe, domnul Bode de la Transporturi și doamna Anisie de la Învățământ, care se chinuia să așa. Și avem stare de urgență în Austria, tot închis, magazine, restaurante, trenuri, tot, pe modelul cum fac toate statele europene, numai la noi e ca la Edilaila. Vă rog. Întrebarea mea era legată de o comunicare a dumneavoastră cu colegii din statele membre de la Poliția de Frontieră. Dacă da, dacă aveți această comunicare constantă, care sunt ultimele granițe închise în Europa la momentul de față? Comunicarea cu statele vecine, bineînțeles că există, dar referitor la aceste măsuri care se iau gradual de către celelalte state, dacă discutăm despre acele zone roșii sau galbene, ele sunt transmise Institutului din cadrul Ministerului Sănătății, care le actualizează pe site-ul lor, iar dacă discutăm despre alte măsuri, alte restricții de circulație, ele sunt comunicate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dar bineînțeles că Poliția de Frontieră sprijină cele două autorități și le popularizăm la rândul nostru. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Găvan, pentru aceste date și informații. Situația este complicată. Vă spun de ce. Pentru că noi ne-am trezit foarte târziu, pentru că au intrat mulți cetățeni în România, pentru că este o varză la nivel de decide. Vedeți, pe cine bagi indirect, nu sunt oamenii de vină. Și, domnule, nu e competența mea. Întreabă-l pe ăla de la DSP. Ăla de la DSP zice, păi, trebuie să zică primăria, trebuie să zică prefectura, trebuie să zică Sfântul Petru. Nu, DSP-ul a avut în toată această problemă un rol foarte mare. Că această instituție nu este pregătită, asta e partea a doua. Umblă în București și fac ceva. Deci, eu am văzut ce s-a întâmplat chiar la mine în cartier. Adică, vorbim de statul ăsta care trebuie să funcționeze în situații de criză. Cum funcționează mai prost statul italian, mai bine alte state? Păi nu funcționează, doamnă, că statul ăsta la care faceți referire creează mai multe celule, dar una dintre ele fiind DSP-ul pe astfel de situații. Am vrut să iau apărarea domnului Bădulescu, dar apropo de anumite situații, nici primăria capitalei, indiferent cum se numește... Domnul Bădulescu nu înțelegea ce e la
respins drive, adică... Nu intru în detaliul ăsta. Doamne ferește! Dar în sensul în care și ei au o posibilitate limitată, adică nu pot înființa păi anumite da, centre de caranție. Păi da, ei trebuie să se pune, să lase războiul politic, toți ăștia, că ne-au plictisit și cu anticipatele lor. Credeți-mă, nu, acum păi, discutăm... Faptul că el n-a fost investit un guvern înseamnă că nu l-au lăsat. Și faptul că mâine vreți să votați un ministru care a fost demis cu votul, un prim-ministru demis cu vot majoritar în Parlament și mâine îl investiți cu același vot, asta este un circ pentru populație. Dacă ați fost atent astăzi, USR-ul a fost singurul partid care a spus că PNL și Orban nu mai are legitimitate să conducă această țară. Dacă doriți vă spun că votez cu USR-ul, nu mai să trecem despre aceea. Haideți să trecem peste această criză. Nu, vă dați seama că a fost o glumă, dar haideți să discutăm concret și să discutăm de ce au nevoie instituțiile statului. Stabilitate de la politică și previzibilitatea acțiunii. Asta se face cu o guvernare stabilă, cu oameni legitimi. Acum nu mai există. Noi suntem nevoiți să acordăm un vot de încredere unui guvern și unui partid care și așa ne obligă situația din țară. Nu putem să lăsăm țara fără un guvern sub nicio formă. Până peste cap și eu și telespectatori. Adică acum pe bune. Haideți să arătăm niște imagini că eu mă uit, citesc. Adică ar trebui să citiți. Și mă refer aici nu numai la cetățeni, ci și la decidenții politici. Să nu îi explic eu uneia care trebuie să ia decizii, ce ia la test drive și ce face Franța și Germania. Că nu mai pot. Adică nu citiți presa internațională, nu știți engleză, nu știți lucruri de bază și cum... Dar, doamne, că nu suntem toți la fel. E adevărat. Chiar nu, mai știm engleză, chiar citim în fiecare zi ziare și din Danemarca, știu, și din Scandinavia, și din Sud Europa. Haideți să vedem China. Chiar în limba respectivă. China, adică în toate limbile citiți. În Wuhan a fost președintele Chinei. Dumnezeu la China, președintele Dumnezeu. Ăla a fost în zona de risc, da? De unde a plecat cu magazia aia și cu centrul ăla unde se pare că sunt alte probleme acolo și pe nivel de Statele Unite, pentru că avem niște acuzații foarte dure din partea Chinei. Și nu numai din partea Chinei. Sunt niște lucruri apărute inclusiv în presa americană. Haideți să vă arăt polițiștii. Lasă-l pe și președinte. Polițiștii. Dăm polițiștii. Ca să vedeți cum rezolvă oamenii. Și-au dezinfectat. În primul rând că se închidă tot. Da? Deci stați pe apa acasă. Spălați-vă. Nu mai vă prelingeți pe toate... teșghelele, ghișeele și nu știu ce, se închide tot. Moluri, cinematografe, la revedere. Nu mai vă duceți la restaurante, baruri și discoteci. Mai stați pe acasă, spălați-vă, da, ați văzut ce a zis Cercel. Și cine merge pe stradă, că așa e, asta este, da? Se face, la noi nu se face că nu se înțelege termenul, da? Că la PSD nu e cu engleza. Vedeți în imagini de câteva zile, chiar că cred că este, nu știu, că e Wuhan sau Beijing sau... Da, și-au pus polițiștii, poliția. Unde e poliția? Poliția, astea sunt niște camere pe care și le-au pus oamenii. Se poate pune și la frontieră, se poate pune și la poliție. Și-au pus termoscanere pe cască, da? Și văd temperatura oamenilor de la cel puțin 5 metri, da? Deci poți să vezi dacă un om are temperatură, dacă este rău, 37,5, de acolo începe noi povestea cu coronavirus. Noi nu l-avem nici în vom, asta face China, ca să înțelegeți de ce președintele Chinei a fost chiar în Wuhan. Adică a dezinfectat străzi, a dezinfectat tot acolo, nu se poate. Uitați-vă în Italia, s-a închis toată Italia. Ați văzut, apropo de China, numărul de cazuri raportate astăzi? La... 8 cazuri la nivelul Chinei. 8. Păi da, astăzi, adică în China s-a redus. Au reușit să pună pentru că au orașe, n-ați văzut că au orașe unde au declarat închis fenomenul. Și foarte bine au făcut asta, solicităm și noi la nivelul... Au declarat închis fenomenul, niciun caz, zero cazuri, totul tratat, totul rezolvat. Sunt orașe care nu mai au. Da, putem diferenția ce înseamnă închis în China, închis în, iată, Statele Unite, că înțeleg că doresc. Au făcut și rușii, că eu văd deștepți ăștia de la oameni inteligenți, oameni inteligenți care nu citesc nimic, bă, ce-au făcut rușii? Băi, rușii, la ruși, nu s-a trezit ca
Rusia Românica pe 26 ianuarie. Pe 26 ianuarie, pe 22 ianuarie, Rusia închidea frontiere. Rusia are frontiere deschisă cu China. Doamne, adică, este o frontieră în plin deșert. Da, deci, haideți să nu exagerăm. Nu există milioane. 144 de oameni în Wuhan. Cel mai apropiat oraș este unul de 2 milioane de locuitori la 200 de kilometri de granița cu Mongolia și China. Dar nu asta adică, e ideea. Nu asta ideea că este ideea un mister de... Mă scuzați, nu m-am întrebat. Că este o conspirație sau ceva extraordinar că nu s-a luat virusul din China prin Siberia, în plină iarnă acolo și în plin deșert, nu este nicio surpriză. Era firesc să nu se întâmple lucrul ăsta. Deci să nu idealizăm relația Rusia-China cât privește granița respectivă. Cu China și cu Rusia, eu vreau să vă spun efectiv ce au făcut aceste tate și o să vedeți, pentru că am și scris, da? Nu e nicio... M-am săturat de ideile preconcepute. Bă, au făcut lucruri, da? Unde a oprit? China s-a oprit focarul, Rusia nu a intrat. Cum se poate ca în cel mai mare stat cu cea mai mare întindere ca suprafață de pe glob nu a intrat, da? Virusul, deși... Cu pușca în mână asta s-a făcut. Cu pușca în mână. Da, a făcut cu pușca în mână, normal. La USR totul e cu pușca în mână. Doamna Matei, m-am căsătorit în China, am locuit acolo. Știu ce înseamnă. Este o disciplină extraordinară. Da, și-a funcționat acolo. Da, și-a funcționat foarte bine. Dar doar v-am spus că așa s-a petrecut. Cu armata în stradă. Da. Nu, eu vorbeam de Rusia, no, dacă nu sunteți atent. Nu vorbeam pe nimeni, că nu e cazul. Eu știu de ce vorbeam mai bine. Asta a fost să pui în carantină 50 de milioane de oameni, înseamnă să ieși cu forțele armate și să blochezi. Când vorbești de... Au niște idei preconcepute. E bine să căutăm niște soluții care să pot aplica. Tocmai am spus că am fost acolo, cunosc realitatea foarte bine și așa au rezolvat ei problema. Intervenim foarte radical. Nu este soluția în Europa, poate, nici în România, dar așa au rezolvat-o ei. Dar puteți critica soluția Rusiei, pentru că tocmai dumneavoastră a spus că este o graniță unde nu e trafic foarte mare și cu toate acestea Rusia a decis să o închidă. Deci, cu atât nu am criticat-o, am clarificat situația respectivă. Haideți să vă arăt niște măsuri care s-au luat progresive, măsuri foarte dure. Din 22 ianuarie, ca să înțelegeți, statul rus are frontiere, frontiere internaționale cu 16 state, dintre care și China. Avea în acel moment, în decembrie 2019, avea 144 de cetățeni ruși în Wuhan. Da? Ei au fost puși în avion, China i-a trimis acolo, a început să certe ambasadele, ambasada Rusiei la Beijing cu ambasada cu chinezii, deși ei sunt parteneri strategici, adică au făcut, tocmai au inaugurat, nu știu ce sute de milioane de conducte, că Putin este cu conductele, omul cu conductele. Cert este că imediat statul rus a oprit pe frontieră. Indiferent că vine din China, a fost China, că asta a fost zona roșie, noi deja suntem la o lună și ceva, aproape două. China, Iran, că Iranul era problemă, Italia a început să fie focar, pentru că vreau să vă spun că în statul rus nu au venit neapărat chinezi, au venit și italieni. Și, pur și simplu, cine n-a respectat carantina, care nu era cetățean rus, a fost expulzat. Sunt 88 de persoane, dar important este că Rusia a făcut exact ce a făcut la o săptămână Israelul, ca să înțelegeți. Și-a activat mecanismele de securitate. Înseamnă că niște băieți, pe care plătim de bani publici, și la noi sunt, au niște sisteme de monitorizare a populației. Se numește sistemul Face Recognition. Și noi avem la CIA Analytics, la Serviciul Român de Informații. Israelul, ministrul, cred că, sănătății din Israel și inclusiv rușii au făcut același lucru. Oamenii care au intrat cu boala în statul respectiv au fost monitorizați, au fost puse liste cu locațiile unde au fost, între orele respective, pentru că au fost luată monitorizarea. Asta se întâmplă la prevenție. Luată monitorizarea de la început, de când îți intră pe teritoriul statului respectiv. Iar cine a fost la barul cu tărică în Israel, inclusiv la bănci, inclusiv
prin mall-uri, inclusiv. Nu știu ce, au fost băgați toți în carantină. Veți dreptate, doamna Matei. Și așa s-a redus creșterea și în Israel, dacă vedeți, este o reducere. Iar Rusia a reușit să se oprească. Soluție de testare masivă a început și a fost desăvârșită în Corea de Sud. De asta acum Corea de Sud are o scădere extraordinară, exact. Și se înregistrează o stagnare a fenomenului pentru că a fost o testare masivă. S-au identificat sursele și potențialele bombe biologice și au fost izolate. Așa s-a reușit la o stopare a fenomenului. Același lucru trebuie să se întâmple și în România. Sper din inimă ca colegii din studio, vreau să închidă puțin căldura asta de aici, că ori nu știu dacă, adică am început să transpir pentru că cred că este, sunt astea deschise. Să știți că noi ne-am dezinfectat înainte să intrăm. Și eu ne-am dezinfectat, dar este foarte cald aici pentru că astea sunt deschise. Acolo la Ministerul Sănătății, cazul 88, bărbat de 45 de ani din București, venit din Londra, noua treia internet astăzi cu febră. Vreau să terminați ideea, că e foarte important ce spuneți. 2000 de teste pentru 2 milioane de locuitori în București, cât are Institutul Balș, este mult prea puțin. Acum trebuie să facem apel la Ministerul Sănătății să facă rost de cât mai multe teste, să le pună la dispoziție, să găsească metode creative, inovative de a testa cât mai mulți oameni pentru a stopa fenomenul. Despre asta este vorba, pentru a preveni. Aceasta este soluția pentru a preveni acest flagel. În această direcție trebuie să investim toate resursele noastre acum. Starea de urgență, am putea și sunt convins că sunt centre medicale private. Din păcate, cred că ați auzit, Matei, astăzi că au vrut să închidă un anumit centru medical pentru cei care au o anumită gripă. Nici nu vreau să dau nume. Nu l-ați dat noastră. Știți cum e asta, doamnă? Adică, când ne-a fost bine, când a fost bine, am știut să facem bani în România. Nu știu al cui ești, nici mă interesează și nu vreau să-i pronunț numele. De asta e nevoie de stare de urgență în România. Exact. Toma, pentru asta îi solicităm cu toții și cred că toți invitații din platou și noastră și nu mai știu cine să-i solicite domnului Iohannis declanșarea acestei proceduri. Cred că o va face. Cumva asta alea de... cred că e dreptat, adică... Are toate motivele să o fac odată cu investirea unui guvern. Vreau să le mai spun telespectatorilor și dezidenților că cred că e o problemă și de legislație. Guvernul implementează aceste măsuri. Nu, credeți-mă, și un guvern interimar poate gestiona. Eu pot să vorbesc peste dumneavoastră. Vreau să le spun telespectatorilor următoarea situație. Deși avem pandemie, noi nu avem într-o hârtie nici măcar epidemie. E o problemă că lucrurile astea trebuie făcute treptat. Și starea de urgență trebuie să fie după starea de alertă. Și da, toate astea, inclusiv zonele, punctele astea de frontieră, trebuie închise, așa cum face toată lumea. Adică să nu vă credeți că face numai România. Tot globul pământesc, americanii au oprit traficul cu Europa, adică inclusiv pe cargo, ceea ce înseamnă probleme economice. Dar trebuie închise punctele astea de frontieră. O să intrăm în direct dacă mai avem timp și cu domnul... Dar nu trebuie neapărat declarată stare de urgență ca să închidem granițele. Granițele trebuiau închise de mult, de când am văzut ce se întâmplă, exact. De când am văzut că ne vin cetățeni infectați și atunci trebuiau închise granițele și rezolvam problema. Hai să luăm acum puțină publicitate și după cum intrăm cu... Nu e târziu nici acum să facem o analiză a situației și să luăm o decizie bună. Nu e târziu nici acum. Deci haideți să facem o diferență scurt între închiderea granițelor și interdicția intrării unui cetățean român. Nu putem face așa ceva, doar trierea lui. Nu, cum adică să lași un cetățean român la graniță? Deci citiți și veți afla. Citiți și veți fi deștepți. Știți ce au făcut statele care au acest? Să știți că nu numai noi avem români în străinătate. Toate țările au cetățenilor plecați și în străinătate. Ce au făcut domnul Marinel? Că nici dumneavoastră la PMP nu citiți nimic. Citiți o stat, vă ce mai trebuie. Acolo unde avem capacitatea să tratăm sute de mii de oameni care se întorc cu coronavirus acasă. Doamnă, în momentul în care cetățeanul român plătește impozite și taxe în Italia, este asigurat și în România, nu vă supărați pe mine. Vreți să aflați și să terminați cu marotele? Că acolo nu mai e... Știți ce a făcut Arabia Saudită cu cetățenii ei? Lăsați-mă, doamnă, dați-mi exemplu de țară europeană. Inclusiv statele europene. Păi dacă plătesc în Italia, sunt asigurat și în România. Vedeți că politicienii noștri nu citesc nimic. Ce au făcut statele? Au dat 72 de ore. Ăsta este termenul maximum. În general s-a dat 48 și 72 de ore. A zis, dragi cetățeni, concetățeni, pe unde sunteți? All over the world, da? Aveți 72 de ore să vă întoarceți în țară dacă vreți să vă întoarceți. Veți avea
testări loco, da? În zonele aglomerate. Dacă expiră timpul de 72 de ore și veniți după 4 zile, 5 zile, nu veți mai fi primiți. Asta dacă vreți să vă întoarceți. Asta au făcut pentru cetățenii lor, ceea ce este firesc, normal, inclusiv Ungaria, inclusiv zonele care au frontieră inclusiv cu... Da, nu, mă referam la Orientul Mijlociu, unde acolo e o complicățenie generală, și cetățenii altor state, Nema, Ciuciu, Pa. Deci asta au făcut statele. Noi, da? Avem în evidențele pe care le-ai prezentat tu mai devreme. Noi nu am spus pe Italia, pentru că va veni un val din Spania. Spania este într-o situație crâncenă. De două săptămâni e Spania. Și trebuie să le spună cineva: băi băieți, vreți să vă întoarceți în România, dragi români care ați plecat în Spania? Foarte frumos, vreți să vă întoarceți, aveți 72 de ore și veți fi toți verificați. Dacă nu, papa, tutuși la gară. Luăm publicitate și revenim. Așa se face. Domnilor din Italia, domnul Terteleac, bună seara, domnul Terteleac. Bună seara, salut telespectatorii care ne... Sunteți în Italia, nu? Sunt la Roma, în Italia, da. Și care e situația acum? Cea mai neagră zi din această perioadă, astăzi a fost, avem 250 de morți. Asta și peste 2500 de noi cazuri de infectați cu coronavirus. Situația românilor din Italia, mai vor să vină, din ce știți, bănuiesc că acum văd și ei că se închid granițele. Mai vor să vină în România? Mulți? Nu. Din păcate, cei care și-ar fi dorit și ar fi avut neapărat nevoie să se întoarcă acasă sunt izolați, nu mai pot părăsi Italia. S-au închis frontierele. Austria, Slovenia, Ungaria deja au închis frontierele. Deci trebuie să ne conformăm restricțiilor care au fost impuse de către autoritățile italiene și observ că există o solidaritate destul de mare în rândul comunității de români de aici. Suntem la același pas cu italienii, un popor foarte unit în această, în această situație, cum de altfel sunt popoarele... Câteva întrebări scurte, că nu mai avem foarte mult timp. Câți români sunt în carantină în Italia? 1.500.000. Câți români au murit până acum în Italia de coronavirus? Nu avem nicio victimă română în Italia, deocamdată. Am auzit de 2 morți din Sighetul Marmației, 2 surori de 60-70 de ani. Puteți confirma? Nu sunt confirmate. Au fost doar niște zboruri care s-au prezentat pe Facebook și în sistemele de socializare. Nu avem confirmarea definitivă. Bun, deci spuneți că 1.500.000 de români sunt carantinați în Italia în acest moment? În momentul de față, da. Trăim momente foarte interesante. Repet, orașele sunt pustii. Nu se... Păi asta vreau să vă întreb. Bănuiesc că vă uitați pe geam. Stați în casă și dumneavoastră, nu? Sigur că da. Barurile, discotecile, restaurantele de-astea sunt deschise? Mall-urile? Nu există, sunt deschise doar magazinele alimentare. Așa. Și poți intra în aceste magazine să faci cumpărături de necesitate curentă, să zicem. Uh-huh. Respectând niște condiții destul de stricte. Nu se poate intra în magazin un număr foarte mare de persoane, se intră pe 2 persoane și pe rând. Trebuie să folosești mănuși de protecție, trebuie să folosești dezinfectanți. Trebuie să te grăbești să faci cumpărăturile și să eliberezi spațiul incinta magazinului. Deci sunt niște restricții nemai întâlnite. Nu m-am gândit vreodată că voi putea trăi așa ceva. Cred că orașul Roma se pregătește ca în acest weekend să fie pustiu cum n-a fost niciodată. Da, lăsați cu pustietate. Dar s-a scos să treacă lumea și peste pustietate. Important e să fie sănătoasă. Farmaciile sunt deschise? Farmaciile sunt deschise. Bisericile, că știu că Biserica Catolică a luat o decizie acum 2 zile. Au fost mai multe. Spuneți-mi care e situația cu bisericile. Că vine weekend-ul. Inclusiv Vaticanul face slujbele transmise în streaming. În format electronic pe streaming și TV.
Așa. La fel, cred că și bisericile ortodoxe din Italia vor trebui să se adapteze la aceste condiții, întrucât sunt condiții strict impuse. Molurile sunt deschise? Molurile. Molurile nu sunt deschise. Din cadrul molurilor sunt deschise magazinele alimentare. Impresionant. Să intri într-un mall unde de obicei erau toate acele buticuri, magazine deschise, sunt toate deschise și poți merge doar la magazinul alimentar. Ce vreau să vă mai întreb? Străzile sunt dezinfectate? Au început dezinfectarea străzilor și cred că în acest weekend vom trăi exact ce s-a întâmplat în China. Vom avea aceleași identici imagini cu străzi deșerte, cu unde nu circulă nimeni și vom vedea E normal să fie asta, adică nu vă panicați, e normal. Trebuie dezinfectat tot. Este absolut normal merge. Și cred că acum avem cu toți o responsabilitate să respectăm aceste reguli, pentru că este în binele nostru tuturor. Metrou, transportul public și în comun, adică, mă rog, metrou, tramvai, whatever, tot înseamnă transport public. Da, circulă, pentru că încă mai sunt eroi care merg la lucru, la muncă, sunt mai multe sectoare de activitate care sunt încă... Ce sectoare au... Au rămas aproape toate în momentul de față. Nu au fost afectate, în afară de comerț, aproape nimic. Sunt toate funcționale. Dar metrourile, autobuzele sunt goale, absolut. Doar la anumite ore de vârf sunt de obicei. Am înțeles, goale. Am înțeles că sunteți într-o puțină depresie așa, dar bun, e normal să fie goale. Adică, stați așa, e normal să fie goale. Eu vreau să mă întreb dacă se dezinfectează, la metrou, dacă se dezinfectează tramvaiele, dacă se dezinfectează autobuzele, e important. Autoritățile ne dau garanții că toate aceste mijloace de transport sunt dezinfectate. Nu este vizibil, nu vedem operatori cu măști care intră în autobuze și dă cu nu știu ce substanțe, dar cred că le fac în momentul în care ajung la depozit. Am înțeles, aveți câteva întrebări că trebuie să luăm și să termine emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult. Mult succes acolo, ne gândim la dumneavoastră. Nu, e bine să asculte și telespectatorii ca să înțeleagă că s-ar putea să se întâmple lucrurile astea și în România, adică să nu fim panicați, se întâmplă asta, s-a întâmplat în China, s-a redus în China, succes, trebuie redusă doamna, și în Italia. În China, trebuie să le spunem în Spania. Da. Ce? Un apel facem și noi în România, pentru că e o situație urgentă în portul Constanța. Domnul Chița, care a ieșit pozitiv, a fost în portul Constanța, a contactat acolo mai mulți oameni, sunt peste 900 de angajați, iar directorul general al portului Constanța nu vrea să dea presei și publicității faptul că au intrat în contact. Angajații ăia trebuie testați și trebuie verificați dacă într-adevăr sunt sau nu sunt sănătoși. Dacă băgăm sub preș și încercăm să ascundem de presă, nu rezolvăm nimic. Aveți grijă acelor oameni, pentru că sunt peste 900 de angajați în portul Constanța, domnule Stanca. Costel Stanca, director general al portului Constanța. Portul, ai știu, fix cu portul, da, Constanța. Sunt peste 900 de angajați acolo și încearcă să ascundă. În loc să-i testeze, ascundem. De ce ascundem? Turcia ascunde cifrele, India ascundă cifrele. Noi, adică dacă aflăm, nu trebuie să ascundem. Haideți să vă mai dau... Că spun politicienii, eu mor cu ăștia de la noi, politicienii care nu înțeleg nimic, nu generalizez ca să nu săriți cap. Mulțumesc. Știu că dumneavoastră sunteți unul dintre puținii care citiți. Olanda, da? A luat măsuri. Olanda, știți foarte bine că pe Danemarca, Olanda și Norvegia sunt... Nu râdeți. De ce râdeți? Domnul Bulai chiar citit. Citește. Da, îmi pare rău. O să vă fac un selfie de seara când am dat cu o carte. Aș vrea, selfie în fiecare seară. Să-mi citiți dumneavoastră presa internațională. Știți că vă apreciez, într-adevăr, sunteți o persoană care vă informați și foarte bine că faceți lucrul ăsta. Altfel mor prost, da. Eu vreau să vă întreb. Măsurile luate de Olanda în această seară. China, chiar am văzut, i-am arătat înainte de emisiune, mai găsesc imaginile, o delegație importantă chineză cu ajutoare și nu știu ce, medici. China s-a dus cu medicii, se duc din China, China asta comunistă de la USR, că e comunistă, asta e, că sunt mai multe forme. Nu puneți cuvinte în gură. China comunistă, zic eu, s-a dus să ajute Italia democrată, da? Pentru că asta este. Europa noastră democrată, da. Care nu ia nicio măsură la nivel Rusia comunistă europeană. Lucrează cu China comunistă
și cu Israelul democrat. Vreți să dau și o replică dacă sunteți la curent? Efectiv, și să știți că nu s-a făcut în această seară. Măsura pe care a luat-o ministrul sănătății cu domne declarativ stopăm noi orice exporturi de medicamente a fost una proastă, doamnă, proastă. Ăsta e un mesaj prost pentru spațiul comunitar. Noi trebuie să fim solidari cu toții. Nu facem apologia. 89 de cazuri în această seară, îmi spun colegii. Nu facem apologia altor regimuri din afara spațiului comunitar, dar vreau să-i aduc la cunoștință, doamnei avocat, faptul că în momentul de față, în Parlamentul European, este o discuție pe o alocare foarte, foarte mare pentru țările afectate de coronavirus. Târziu, deci ce se întâmplă, dacă îmi permiteți să termin, s-au închis instituțiile europene, se fac dezbateri online, se gândește un plan de acțiune pentru fiecare țară afectată. Târziu, China deja trimite ajutoare în Europa. Vin medici din China să ne ajute. A început în decembrie, domnul avocat. Nu. În decembrie a început acolo. China este în Europa să ne acorde ajutor. Este foarte bine. Marea familie europeană. Mulțumim pentru această solidaritate. Trebuie să mulțumim. Marea familie europeană, Comisia Europeană. Că Parlamentul European. Doamna von der Leyen s-a izolat în birou alocări. Că trebuia să plece la Atena și a anunțat că nu mai pleacă, că e frică de coronavirus. Ce vreau să vă spun, că l-ați auzit pe domnul Cecel, 89 de oameni, o femeie în seara asta din Bihor. Deci avem zona asta, Timișoara, Bihor. Cu deci trebuie să fim județe, atenți da. Pe zona asta, autorități ale statului avem român. Județe, avem ce vreau să vă mai arăt puțin. Este, dă-mi-l pe președintele Braziliei, care astăzi văd că afla presa română că e o problemă. Președintele Braziliei. Președintele Braziliei avea de ieri o situație, pentru că vicepremierul și acolo au fost mai mulți găsiți. Și directorul de comunicare era, a fost testat pozitiv. Un brazilian, așa nebun cum e el, l-a adus capul. Dom'le, hai să nu anunț, să fac anunțul și despre starea națiunii cu presa în față, cum au făcut ai noștri. Hai să fac prin streaming. Și aseară omul a apărut. Păi după ce posibil Facebook. L-ai contaminat pe Trump, nu mai faci prostii de asta. Nu, cred că președintele înțeleg că nu vrea să, deci Trump nu vrea să fie testat. Deci e ca la nebun și Statele Unite. Da, Pence nici ăla nu prea vrea, că nu vrea Trump. Deci este super. Dar vreau să vi le arăt pe președintele Braziliei, care glumă. A fost confirmat că are o problemă și Trudeau, ca să înțelegeți. Trudeau e izolat. Guvernul Spaniei e izolat. Slavă Domnului că ai noștri au scăpat. Am mers la sală. Ăsta este brazilianul care aseară era în direct pe Facebook, a ținut discursul despre starea națiunii. Jair Bolsonaro. Cam toată industria de fotbal, entertainment, ăștia fotbaliștii care au contacte cu 70.000 de naționalități. Tot ce înseamnă fotbal, UEFA, cam Champions, deci nu mă pricep la astea, dar s-a terminat cu toată povestea. Stați acasă, spălați-vă cu săpun, l-ați auzit pe domnul Cercel. Și recunoașteți acolo unde există pericol. Telelei. Nu vă mai atingeți de teșghele, stați departe de oameni, că puteți sta și departe, nu trebuie să iei așa. Nu vă mai salut, adică nu mai atingeți lucruri și curățați, da? Și puneți-vă măști ca să nu vă strântăia în față. Asta este foarte, e foarte și simplu. Și păstrați-vă calmul, în special și exact. În astfel de și situații, citiți, și citiți. Și decidenții să citească. Și nu dați curs la fake news și toate informațiile care circulă haotic pe internet. Să ne informăm de la surse, corect. Foarte important. Ni s-a terminat emisiunea, o să fac aici dezinfecție, trebuie să plec și eu. Și rămâneți pe B1 pentru că urmează un documentar cu povestea cu China. China, de unde a început, cu Singapore, cu toată povestea. Rămâneți pe B1 TV.